Ilie Cioară, autorealizarea. Pe plan fizic, fără dubii, ca ego ne împlinim. Prin eforturi susținute, în mod practic, ne însușim cunoștințe și avere, titluri, glorie, renume, fiecare atingând un potențial anume. Toate legate de eu, zestrea noastră din trecut, omul cel prin timp format, rezemat pe cunoscut. Munca, truda dintr-o viață, se conservă în mental, viețile anterioare impun insul actual. Potrivit cu acest trecut, unii reușesc ușor, alții mai anevoios după lor interior. Atașați de idealuri, viața-i o deșertăciune, tot mai mult îndepărtați de reala înțelepciune. Autentica împlinire e pe plan spiritual, când dispare efemerul și apare omul real. În esența lui, divin, corp și psihic unitate, integrat în infinit pe fond de sacralitate. Astfel de realizare ne e înscrisă prin destin și numai de noi depinde să-i aflăm rostul de plin. Iar cunoașterea-i mesajul tuturora oferit, ce se cere aplicat prin contact nemijlocit.